Primăvara bate la ușă, iar vestitorul acestui anotimp este mărțișorul. Târgul de mărțișori din Drobeta Turnu Severin s-a deschis astăzi pe promenada Crișan. De astăzi am dat drumul la târg. Văd că e ceva agitație, sunt câți comercianți avem? 82 de comercianți. Mai mult ca în anii trecuți, nu? Mai mult. Dovadă că au ieșit să întâmpine primăvara și noi am ajutat. Dumneavoastră, și să scăpăm de COVID-ul ăsta, cred că oamenii ăsta își doresc și ne reluăm vechile lucruri frumoase pe care le avem în municipiu. Toată lumea așteaptă. Până pe 1, nu? Până pe 1, iar până pe 8 o să dorească o parte din ei să rămână cu aranjamente florale și flori. Până de Ziua Internațională a Femeii, severinenii sunt așteptați pe promenada Crișan, la Târgul Mărțișorului. Deschiderea acestuia înseamnă începutul primăverii calendaristice, dar și revenirea la normalitate. Am dat startul primăverii, dacă aș putea spune așa. Cred că niciodată nu m-am bucurat mai mult de un târg de mărțișoare cum mă bucur acum. De ce? Pentru că simt că revenim la normalitate, simt că lucrurile pe care le iubeam și care ne plăceau odată revin în viața noastră, este important să ne bucurăm de vremea frumoasă, de primăvară, de 1 martie, de 8 martie, pentru că în ultimii 2 ani și ceva am tras prea mult cu acest COVID, cu aceste probleme generate de această pandemie, de această urâtă boală și nu ne-am mai putut bucura de lucrurile simple, lucrurile care ne făceau plăcere și de care ne era drag odată. Mesele comercianților sunt pline de mărțișoare, broșe și șnururi. Pe lângă lucrurile specifice, găsim la târg și diverse modele lucrate manual, dar și ornamente florale deosebite. Iar pentru doamnele și domnișoarele mai cochete, sunt și mărțișoare podoabe, cercei, brățări și lănțișoare. Prețurile variază de la 1 leu până la câțiva zeci de lei, accesibile pentru toate buzunarele. Și expuse, tot așa, expuse pe roșu cu alb. Pe șnuri de mătase, avem și pe șnuri de cauciuc. Sunt toate lucrate după ochi, manual. Mă ocup cu aceste mărțișoare. Sunt aranjamente, normal, nu sunt mărțișoare. Specifice culorilor de 1 și 8 martie. Sunt făcute din săpun, din trandafir de săpun. Cutiuțele sunt procurate de la anumiți distribuitori. Iar și ca muncă, eu le fac. De la cât pornesc prețurile? Cel mai mic preț este de la 5 lei. Ajunge până la 1 milion cel mai scump. 100 de lei, pardon. Tot cu banii ai vechi. Prin acest demers, primăria municipiului Drobeta Turnu Severin își propune să pună în valoare munca producătorilor și meșterilor sătmăreni, care se străduiesc să conserve și să promoveze activitățile meșteșugărești, tradițiile și obiceiurile locale. În momentul acesta au venit foarte mulți comercianți, avem 82, aproape 90 de comercianți. Marea majoritate, 82 dintre ei sunt aici pe Crișan, mai sunt câțiva și în oraș, în alte zone, dar s-au concentrat aici pe Crișan, așa cum i-am adus și altă dată și îi așteptăm pe severineni să cumpere un mărțișor pentru cei dragi de aici, de pe zona Crișan. Să sperăm până după 1 martie, în funcție de cerere. Aici târgul este în funcție de cerere și de ofertă. Acum începe, să zic așa, grosul pentru cei care vând. După 1 martie vă dați seama că nu mai este cerere și atunci oamenii își văd de treabă. Sunt mulți care le fac ei artizanali, le dăm și o posibilitate celor care lucrează de acasă în municipiu și în județul Mehedinți să poată să își vândă produsele. E și un lucru bun pe această zonă, dar, repet, cel mai frumos și cel mai plăcut lucru este că începem încet, încet să ne reluăm viața dinainte de COVID. Mărțișorul este considerat simbolul primăverii, al revenirii la viață, a naturii și a tot ce o înconjoară. Este oferit în fiecare an pe data de 1 martie, zi în care se respectă o serie de tradiții și obiceiuri pentru un an îmbelșugat.